acest material s-a făcut în Gara Filaret, în cadrul unei solemnități care s-a desfășurat în prezența membrilor guvernului și a conducătorilor muncitorimii. După cuvântările rostite de delegații muncitorimii, care au predat aceste daruri guvernului, a luat cuvântul domnul prim-ministru dr. Petru Groza, care a spus printre altele: în numele guvernului pe care îl prezidez, mulțumesc din toată inima celora care au muncit pentru a făuri aceste daruri și a le dărui nu guvernului, ci prin guvern însăși poporului. Au ținut să-și manifeste recunoștința pentru înfăptuirile democratice ale guvernului. În această zi i-au prezentat guvernului și prin aceasta țării produsul muncilor suplimentare benevole. Locomotive, vagoane, cisterne, trenuri întregi au ieșit din uzine ca un simbol al muncii în libertate, făcută cu dragoste și devotament pentru a fi dăruite patriei în reconstrucție.